Salutare, salutare! Vin cu o cutie mare într-o zi de sărbătoare. Dar ce ai în ea, măi frate? Mail-uri din comunitate. O să începem pe repede înainte, pentru că nu vrem să vă luăm de la mici, de la bere și de la alte nebunii de genul ăsta. Primul mail vine de la Gitterman. Salutare, echipa Bisigaraș, sunt Andrei și am o mică întrebare. Ce culori s-ar potrivi pentru un Ryzen 5 5600 GT? Pentru cei ce nu știu, Ryzen 5 5600 GT este un refresh la 5600G. Până în 300 de lei, ajunge și la 95 de grade culori în stoc când mă joc. Aș vrea ca noul culori să fie cât mai silențios dacă se poate. Nu trebuie să te duci până la 300 de lei. Chiar nu trebuie să te duci mai sus de 120-130 de lei maximum. Așadar și prin urmare, ID Cooling SE214XT Basic, Deepcool AG400 este culorul pe care eu l-aș recomanda pentru 5600G și la un preț foarte bun. Și nu în ultimul rând, un culor pe care l-am folosit de foarte multe ori prin build-urile noastre vine de la Endorfy și se cheamă Spartan 5. Să-l stăpânești cu plăcere pe cel pe care îl vei alege. Alexandru, bună ziua, echipa Visigaraj, am următorul wishlist și vreau să știu dacă toate componentele sunt compatibile și dacă sistemul este ok pentru 4K gaming. Ia să vedem ce ți-ai ales tu aici, domne. Seasonic Focus GX 80 Plus Gold de 850W, o sursă foarte bună. Samsung 980 Pro 1TB Express 4.0, carcasă Deepcool CK560, încă un SSD de 2TB NV2, la fel PC Express 4.0 de la Kingston, placă de bază 1 GB B760 DS3H. Mm-hmm. În memorie Corsair Vengeance 32 de giga DDR5 la 6000 MHz. Un procesor Intel Raptor Lake Refresh Core i5 14500. Poate mi-a explicat și mie foarte multă lume de ce se alege procesorul ăsta foarte, foarte mult. Și nu în ultimul rând, placa video un RTX 4070 Ti Super WinForce de la Gigabyte. Este o configurație bună. Poate acel 4070 Ti Super 4K, dar să nu te aștepți cu detalii pe maxim. E mai degrabă o configurație de 2K plus, dacă pot să-i spun așa. Și nu în ultimul rând, ia și un cooler pentru acel 14500. 4070 Ti, încă o dată o spun, 4070 Ti Super este o placă video ce poate 4K. Încă o dată, cu riscul de a mă repeta, dar sper să înțelegi, cu detalii low spre medium în cazul în care vrei un număr mare de cadre pe secundă. Da? E o configurație pe care eu o văd rulând în 2K cu detalii maximizate, incluzând și ray tracing de la SS, bla bla bla, toate celelalte pe care le pun la dispoziție Nvidia. Next! De la Cristi, un mail un picuț mai lung. Salutare, Mădorin și Răzvan! Eu am un PC de gaming în Full HD de 7 ani de zile, un i5-6600, ulala! La la la, 16 GB RAM și un GTX 1660 Super. A fost înlocuită în 2020 pentru că 1060-ul s-a ars. S-a bușit, nu s-a ars. Și cam în ultimii 2 ani de zile a cam început să scârție la anumite jocuri apărute, eu jucând cam toate jocurile AAA și aș vrea ca încă 5 ani să nu am probleme cu ce jocuri o să mai apară, plus 2 ani în care să mai pot trage de el până urmează să fac iarăși upgrade. Ok, vrei un sistem care să te țină vreo 5 ani de zile, plus încă 2 ca să poți să faci upgrade. Ok, am înțeles în mare ce și cum și ce fel de. Aș vrea să-mi spuneți care dintre cele două wishlist-uri ar fi mai potrivit pentru mine și dacă aveți ceva modificări pentru performanță mai bune. Vă ascult cu plăcere. Un wishlist e cu un procesor de la Intel, iar celălalt de la AMD. Aș vrea să știu ce contează mai mult în gaming, frecvența procesorului sau call thread-urile, pentru că am observat că Intel-ul are frecvențe mai mici, dar are core-uri și thread-uri mai mari, când la AMD frecvențe mai mari, dar la core thread-uri mai mici. Dacă avem discuția asta acum 3, 4, 5, 6 ani de zile, răspunsul era cât se poate de simplu. Atunci conta foarte mult frecvența. Nu erau jocuri ce să folosească mai multe core-uri. Acum, odată cu schimbarea engine-urilor în jocuri, au început și procesoarele să folosească mai multe core-uri. Într-un joc anume o să folosească toate core-urile sau toate thread-urile. Nu. Exclus deocamdată. Țin să menționez că o să continui să joc în Full HD. Atenție, iar bugetul meu de 5.000 de lei, un pic depășit cu 56 de lei wishlist, deci putem să depășim cam cu 100-200 de lei maxim. Mulțumesc anticipat. Ce avem noi aici? Memorie Kingston Fury Beast 32 de giga de 4 la 2666.
2666, Seasonic G12 GME 650 Plus Gold, deci o sursă de 650W, NV2 de 1TB, APC Express 4.0, placă video Gigabyte RTX 3060 Windforce. De ce 3060? De ce a ales 3060 și nu a ales un 3070 sau un 4060, spre exemplu? Pentru că 3060-ul, model pe care l-a găsit el, este la un mega ultra preț, 1649 de lei. Placa de bază este un MSI Pro B760P Wi-Fi DDR4, carcasa Alpha Gear Trickster RGB și procesorul este i5-14500. Ce spuneam un pic mai devreme, de ce alege lumea 14500? Pentru că 14500 e un procesor performant. Ăsta este unul. Ce aș schimba eu la acest wishlist, în loc de acel kit de memorii, atenție, îi iubesc pe cei de la Kingston, îmi plac produsele lor fără niciun fel de discuție, dar în momentul în care vorbim de un kit de memorii 32 de giga la 2666, nu am cum să nu recomand altceva și trebuie să recomand altceva în condițiile în care este cam pe la același preț. Corsair Vengeance LPX Black 32 de giga de RAM4 la 3200. Este la 389 de lei. Asta este singura modificare pe care aș aduce eu la primul wishlist și aș adăuga ceva, un cooler, ce să înlocuiască coolerul stock disponibil pe 14500. Ce cooler? Unul din cele trei de la primul mail, oricare ar fi el. Al doilea wishlist, avem Kingston Fury Beast 32 de giga de 5 la 4800. Aceea sursă de 650W, același SSD 1TB NV2, placă video Gigabyte, aceeași placă video RTX 3060 Windforce. De data asta avem un procesor AMD Ryzen 5 7600, carcasa Alpha Gear Trickster, aceeași carcasă, deși placă de bază Gigabyte B760 DS3H. Alo, s-a greșit ceva aici. Și asta e placă de bază pe Intel. Ce modificare aducem la al doilea wishlist? În primul și în primul rând, placa de bază. Ai un procesor AMD și o placă de bază de la Intel. Ce recomandări avem? MSI Pro B650MP, Gigabyte B650D3HP și în ultimul rând Asus Prime B650MA. În ce aș privesc memoriile, du-te și tu un pic mai sus, un 5200, un 5600, un 5200 și 5600 recomand eu, nu va depăși prețul acelui kit de memorii de la Kingston Fury Beast 32 de giga DDR5 la 4800. Ok, primul este Corsair Vengeance 32 de giga DDR5 la 5200. Iar al doilea, Corsair Vengeance 32 de giga DDR5 la 5600. Practic îți rămâne buget ca să înlocuiești coolerul stock al lui 7600 cu... surpriză! Unul din cele trei disponibile în primul mail. De ce unul din cele trei disponibile? Pentru că nu ai varianta X, ai 7600 normal, ceea ce înseamnă că ai un TDP ok. Unul din cele trei modele va răci cu siguranță mult mai bine Ryzen 5 7600 decât o face coolerul stock. Radu, saltare pisicaraș de câteva zile, m-am vârt în jurul site-ului, adăugând și înlăturând componente. Conform titlului, acesta ar fi primul meu PC, iar într-un final am ajuns la configurația următoare. Samsung 980 Pro de 1TB, APC Express 4.0, cooler CPU Arctica C, Liquid Freezer 2 de 280 și ventilator radiator Arctica C P14 PVM, sursă Seasonic de 850W din gama G12, placă video Gigabyte GeForce RTX 4070 Windforce, memorie Corsair Vengeance RGB 32 de GB, ATD 5 la 6000 și un startup kit compus din MSI Pro, plac de bază B650S Wi-Fi cu Ryzen 5 7600X, iar carcasa este Alpha Gear Mirage Mark 2, încă un ventilator Arctica C. Nu înțeleg de ce, pentru că carcasa noastră vine cu 4 ventilatoare, unul pe spate și 3 pe lateral, deci practic tu nu ai nevoie de ventilator pe care l-ai pus în wishlist. În ceea ce privește sistemul de răcire, da, știu, este un sistem de răcire cu un radiator foarte lat, dar intră fără niciun fel de problemă în Mirage Mark 2, în tavan. Ok, am văzut și kitul, așa, memorii, SSD, e bine. E bine de tot. Mi-ar plăcea o părere despre acesta, dacă se poate. Practic, interesul meu este să obțin un sistem de gaming care să nu simt că există probleme cât timp redau jocuri în Full HD cu setări grafice pe high, ca să fie future-proof. Bro, crede-mă, sistemul pe care l-ai tu nu este de Full HD. Este de 2K, fără niciun fel de discuție. Crede-mă pe cuvânt de onoare. Și poți să faci chiar și streaming în 2K,
fără niciun fel de problemă, cu ajutorul codecului AV1 setat în OBS. Pe bune, pe bune. E un sistem bun. De asemenea, mi-am dat seama că nu știu nimic despre sisteme de răcire, astfel că întreb și eu, este ce am selectat puțin overkill. Mulțumesc, Radu. Dă overkill. În momentul în care o să rulez jocurile pe care le rulez în 2K, atunci consider că sistemul de răcire este un pic overkill. În cazul în care vrei Full HD, deci ții morțiși Full HD, atunci ești la fel, ok, un pic overkill. E un sistem de răcire foarte bun, te felicit că l-ai ales, pe bune, și păstrează-l. Aia e, pompa e ok, radiatorul este ok, păstrează-l, chiar păstrează-l. E bun, overkill, dar bun. Singurul lucru pe care trebuie să scoți din wishlist e acel ventilator pe care l-ai adăugat. Nu prea văd unde ai putea să-l pui. Chiar nu prea văd unde ar putea să-l pui. De la Liviu este ultimul mail, saltare echipa bisicăraș, sunt în căutare de un laptop care să fie mai puternic decât PC-ul meu. Din păcate, nu ne-ai dat configurația PC-ului tău. M-am uitat peste tot de laptop și mi s-a părut că unele configurații de laptop cam sună ciudat în acest preț. Laptopul va fi utilizat mai mult pentru jocuri, dar aș dori să îndeplinească niște cerințe. Să fie puternic, ca să nu zic peste câțiva ani că nu mai duce sau că nu s-a meritat prețul, să pot să-i fac upgrade dacă simt nevoia și să aibă un tera memorie unde să aibă încă un slot M2. Mulțumesc anticipat și sper să mă ajutați ca OTG-W. De ajutat te ajutăm. În bugetul ăsta eu m-am gândit că un RTX 4070 ar trebui să troneze în configurația sistemului. Ce este mai jos și este un preț la 8000, e prea mult. Din fericire, laptopurile pe care eu le-am selectat prin intermediul filtrelor, din fericire încă o dată, au un al doilea slot M2. Deci practic poți să mai adaugi încă un SSD pe M2, dar singurul lucru sunt configurații ce au 512 GB SSD-ul primar sau 1 tera. Toate configurațiile au 16 GB DDR5. Ăsta este singurul lucru. În momentul în care cauți ceva cu 32 de GB, o placă video RTX 4070, ți se cam înmoaie picioarele în momentul în care vezi preț. Și cum prețul contează, pentru că ai buget pe care l-ai, eu personal m-aș duce spre ceva 4070 cu un display cu rezoluție 2K. Dacă ești jucător competitiv, adică ai nevoie de foarte multe de cadre pe secundă, FPS pe românește, atunci ai putea să te duci spre un Full HD. Dar numai în cazul ăla. Dacă ești jucător de titluri cu poveste, gen AAA, atunci ți-aș recomanda ceva cu un display cu o rezoluție 2K. Mai mult decât atât, ai două opțiuni de la Lenovo, Legion Slim și Legion Pro 5, ce au display 2K, o rată de refresh de 165, respectiv 240 Hz. Procesoarele sunt Ryzen 7, unul este 8845HS, iar celălalt este 7745HX. Nu este de lepodat MSI, nu este de lepodat nici Gigabyte, dar încă o dată o spun, în cazul MSI, spre exemplu, ai aceeași configurație, dar 1 tera spațiu de stocare, în condițiile în care celelalte modele sunt cu 512 GB, dar ai slot M2 pe care poți să adaugi un SSD de 1 tera sau să înlocuiești pe cel care vine inițial. Singurul inconvenient la laptopul MSI este faptul că rezoluția display-ului este Full HD, iar rata de refresh e 144 Hz. Pe partea cealaltă, la Gigabyte, ai un Full HD display Full HD și cu o rată de refresh de 300 Hz. Mai este un inconvenient. Acum m-am prins. La MSI, diagonala display-ului este de 15,6 inch, în condițiile în care la Gigabyte este de 17,3. Acum MSI-ul are un i7-13700H, iar Gigabyte-ul are un i5-12500H. Sunt cu dus și întors. De-aia singurele două modele ce mi-au făcut mie cu ochiul și ție probabil sunt cele două pe care le menționam la începutul mailului, răspunsului la mailul tău, cele de la Lenovo. Lenovo Legion Slim 5 și Lenovo Legion Pro 5. Asta e. Dragii mei, acesta a fost mailboxul de astăzi. Să aveți o zi de sărbătoare minunată. Și nu uitați, dacă aveți nevoie de ajutorul nostru, să-mi trimiteți mail-uri, adresa de mail live@pcgaraj.ro sau să completați formularul din site accesând pcg.ro/tv. Până săptămâna viitoare, întâi mai muncitoresc, haide frate la plimbare, hai la mic, hai la bere, unde vreți voi să mergeți, acolo să mergeți. Haida!